Iisuse Hristoase, nu vine să cred. Uite, e numai... Aici e plin de sânge! Vrei cele mai noi jocuri? Intră pe Gamerland, simplu! Mai vrei și transport gratuit? Bagă codul Quick la secțiunea de observații, simplu! Salutare, oameni buni, bine ați venit la un nou joc aici și o potențială nouă serie dacă voi vreți. Să lăsați un like dacă o să vă placă ce o să vedeți jocul acesta de Evil Within, se numește un nou joc horror, oameni buni, pentru că, de ce nu, jocurile horror sunt faine și am zis să-l încerc pe ăsta... Miliție. Ok. Iar sanatori. Ok. Sorry, detectives. I know you're just coming off a case, but I'm afraid we're gonna have to make a detour. Okay, she's detective. Sounds serious. Is it a riot? A call went out just before I picked you up. Said it was multiple homicides. Whoa! Half a dozen units already on scene. 131, please advise. Hey, maybe it's the ghost of that doctor who went schizo and chopped up all those patients. That's not what happened. Yeah. Some patients disappeared. Some kind of scandal? Okay. Still, gives you the creeps, doesn't it? 127, 124, please respond. Joseph, you think there's a connection? It's a possibility. I believe the records were sealed. Anyone on scene, respond. Dispatch, this is Detective Castellanos in 184. What's the situation? Over. 184, be advised. Some problem with Chimonis on a Beacon Memorial. Ok, ceva se întâmplă. Ce dracu se întâmplă? What the? Ok, ce dracu, bă, ușor. Iată poliția aici, detectivii, ceva se întâmplă. Să vedem însă ce mai exact. Ce este acest joc? Any thoughts? Nothing yet. Asta e, pare calmă. Și mai devreme părea calmă. Am ajuns la spitalul de nebuni, oameni buni. Și să vedem ce avem aici. Wow, fulgeră, tată. Mamă, ce de poliție, ce și o ambulanță. Ok, ceva straniu se întâmplă. De ce nu niciun polițist și totuși atâtea mașini? What do you make of it? Connelly, contact dispatch and let them know what's happening. Joseph, Kidman, you're with me. We're gonna have a look around. Right. Ok, hai să mergem, bă. Cu care joc eu? Presupun că cu ăla din față, nu-i așa? E logic, e în față și în jumate acum, acum dragul nu jucăm. Uite, el e, mă, rămâne și în urmă frumos. An emergency call. Ia să vedem. Chapter, dispare astea sau trebuie să joc așa? Ok, de ce dracu nu e pe tot ecranul? Nu înțeleg. Mă rog, e ok, totuși se vede foarte bine. Or, din cauza... nu știu. Din cauza nu știu, că nu știu. Mamă, ce creepy arată. Îți dă senzația de film. Și asta îmi place. Hai să vedem, cum alerg? Sau, asta că deja alergă, ce dracu? Cioc, cioc! Deschide-mi, creștine. Ești? E vreun creștin? Ce dracu? A, ce pute? Smells like blood. A. Alright. Stay sharp. Ok. Hai să vedem. Asta e ăla, omul cu pistolul. Ăsta e omul cu pistolul aici. Don't let anyone else through this door. Ok, da. I can be an extra set of eyes. We don't know what's happening here. You're a backup. Ok, deci ai detectiv junior, din câte am înțeles. În fine. Unul mort pe jos. Mai mulți. Mamă, ce dracu s-a întâmplat aici? Unde-s polițiștii, bă? Ok. Toată lumea a murit. Și că e pe ăla din Outlast. Seamănă că așa avea și ăla sus acolo, știți? Aia, frumos balcon. Ok! Haha, bună încercare! Bună încercare. Unde s-au stat aici? Mergem după el, oare? Hei! Aici trebuie să mergem. Ce s-a întâmplat? Uite, un polițist. Stă să ieși. Ai un doctor. What happened here? Can't be real. Ceva s-a întâmplat. Impossible. Ruvik is... I've got him. The security cameras might tell us something. Oh, dar chiar, ia să vedem. Ok, doctor, bă, a leșinat, cred, nu cred că e mort. Hai să vedem dacă... dacă merg, asta e întrebarea. Hai să vedem. Live feed, da, e live, se pare.
Ok, polițiști care trag. În ce? Wow. Wow, ce dracu! What the hell? Ce-i asta? Holy... Sfinte scoți, murat din spate! Bă! Ok, l-am junghiat și pe el. Cine l-a... Ezio, tu ești tată! Are țoale de Assassin's Creed, numai că... Pare față de Frankenstein. Ce dracu e aia? Sau ăla? Sau acel lucru? Ok. Ăsta i-a târnat cu capul în jos. Bună, micule șobolan. Iar șobolan și aici? Abia scăpasem de ei din Layers of Fear. Jocul ăsta îți dă o atmosferă diferită față de celelalte horroruri jucate până acum. Cu siguranță. I-a târnat aici, alături de... Ok. Ok. Cum să n-ai botniță? Ăsta e gardianul ăsta. E o macetă acolo. Probabil trebuie să o iau. E înfiptă în cineva. Rotate camera. Ce se întâmplă în partea ailaltă? Nu pot să văd ci... A, e cineva tăiat acolo cu bucățele cineva. Ce o macetă aia? Probabil nu când este aici. Sper că nu știu următorul la gătit. Nu vreau să mă gătiți. Ok, ăla cred că a murit. Se zbătea mai devreme. Ok, pleacă ăsta acum. Oh! A, wow, cum e jocul ăsta. Mi like-i. Așa, dă-te în spate, în față, bălângăneală, bălângăneală. Direcția asta trebuie să ajung lângă macetă. Na, aproape. Maceta e a mea. Ah, fuck. Mai în spate și mai în față. Futu-ți. Acum e a mea, gata, mă. Așa. Ia maceta ta e aia. Sper că nu-i lanț, nu-i la... Ok. Mamă, ce de sânge pe jos. Cine sunt ăștia și de când și de ce fac asta? Abia aștept să aflu. Foarte tare început. Dar dracu, intrăm așa direct. Am avut un mic intro. Știm că ăsta e detectiv. Polițai, trebuie să mă duc să-l omor. Să-i dau macetă în gât. Sneak. R1. O, trebuie să-i apăsat, ok. Ok, nu trebuie să-l omor, că nu cred că pot. Deci asta e ruta lui, bun, am înțeles. Ololo, ce de sânge. Cheile, cheile. Cheile, cheile. Așa. Ordinary keys. Nu știu să ne pune de dracu, trebuie să... Ah, ok. Ah, pe ușa de acolo. Da, mă, gata. Mamă, ce-mi place atmosfera și lumina în jocul ăsta. E foarte creepy. Ok. Ok, deschide acum, bun, cheile. Erau răspunsul. Să scăpăm de acest măcelar. Din nou, este porcul din... Din Outlast, să dea dracu de noi porcul. Și suntem din nou într-un sanatoriu, deci chiar, ăsta e Outlast 2.0, tată, nu glumă. Ok, lumină de aia, simplu, checkpoint, așa. Ce face la acolo? E acolo? Uaa, să dea dracu. Iisuse Hristoase, jocul ăsta e horror prin atmosferă mai mult decât prin jumpscare-uri până acum. Mamă, mi-era... Chiar voiam un joc de genul ăsta să fie horror. Doar din... Atmosfac. Oh, fuck, uite-l în spate cu drujba. Fugi! 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 Fugi, amice, vine cu drujba. Dă-te, dracu. Îl era cu lanțuri, ăsta-i cu drujba. Presupun că drujba are lanț, nu-i așa? Oh, l-a prins din spate, fuck. Wow, nu! Nu, 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 lame, nu! De ce? De ce să fiu călia? Nu sunt salam să se lăsați mă în pace! Ah, nu, 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 ceva se întâmplă aici. Ok, o trapă jos, du-te! Deschid o dracu mai repede și dobitor. Ok, deci ăia de aici sunt și ei oameni... ăștia sunt salam să se pare. Oh, și aici sunt lame! Bă, ce-au construit ăștia aici? Iisuse Hristoase, nu vine să cred. Uite, e numai... Aici e plin de sânge! Uai de capul meu! Ok, deci ce știm până acum? Ăsta e detectiv? Ceva se întâmplă la un sanatoriu, e o fantomă cu haine de Assassin's Creed și porcul din Outlast cu drujbă! Și cu o mască pe față! Iisuse, ce este...
acest joc. Mamă, ăsta e bulit la picior acum. Descuiesc ce care treabă cu fantoma aia, bă. Chiar sunt foarte curios. Ce e aia? Ok, am ajuns, cred că am ajuns bine, nu-i așa? E prea frumos să fie bine, nu? Cred că asta nu-i nimic. Aici, cred. Ce șchioapă ăsta, săracu. Zici că e The Order. All over again. Ăla gâfâind. Cum îl chema? Nu mai țin minte cum îl chema. Chiar nu uite cum îl chema pe ăla din The Order. Foarte fain joc oricum. N-a fost cel mai bun, dar a fost fain. E serie pe canal, în caz că vreți să vă uitați. Ok, amigos. Ok, e cineva în față acolo, în cărucior. Deci nu pot merge. Ok, nu te ridica. Parcă trebuie scoutless-ul din nou. Nu te mișca. Oh, note, un note. Ok, nu mă interesează asta, sincer să fiu. Îmi place să aflu așa din joc, nu vreau să citesc căcaturile alea. Ok. Oh, da, oh, da, am ajuns, am ajuns aici. Hai, mai pot spune că nu te rupi, scară, nu te rupi, nu-i așa scară că nu te rupi. Haide, Castellanos, parcă îl chema pe tipul ăsta, nu-i așa? Mamă, mâncați. Hai sus, hai sus, tinere, hai că poți. Hai că poți. Ok, am ajuns. Ce e asta? Tot înăuntru stai, am crezut că ieșim la suprafață, mă. Un nou documente! Oh, la la, aici colectăm documente! Ce e asta? Bipăie ceva. Sper că nu-i de rău. Apasă butonul, deschide ușa. Aici am niște canistre, hai să luăm benzină, ne turnăm pe noi și protestăm că vrem salarii mai mari. La poliție aici, marele detectiv Castellanos. Ok, din nou o cameră ciudată. Bun, nimic dubios până acum. Și mai departe, ai ceva aici? Un perete. Crezi, ok, ceva acolo. Ușile se deschid, toate se deschise față de Outlast, mă, acolo toate erau închise. Hold, what? Shit, 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 shit. Pot să mă ascund? Bă, deci mă jur că ăsta e Outlast 2.0, de-a dracu, mă ascund până și în dulap. Stai că ăla demolează ușa. Uai de cap, porcule, lasă-mă. Porcul revine cu drujbă de data asta în rasa măsii de grețos, grohuitor. Vai, să te apă. Uite-l. Și nu, nu intra aici, așa-i? Așa-i că e idiot și nu intra aici. Este decât porcul din Outlast. L-a mai căuta uneori. Și acum pleacă. Cred. Și dă-mi perete cu drujba. Bă, strigi lanțul! A tăiat un dulap. Nervii ăștia. Vai. Uai de capul meu. A spart ușa din partea aia. E bine asta că pot și eu pe acolo acum. Stai nervos când nu m-a găsit. Păi mi-e frică să ies, să dea dracu. Să ies. Și ăsta tărăște un lanț după el, mă, că se aude. Ușor. 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 Nu, 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 veni pe aici, veni pe aici, uite, poate, întoarce-te, ai de capul meu. Nu, n-ai auzit nimic, n-ai auzit nimic, n-ai auzit nimic, întoarce-te, firea dracu de gras, cu drujba ta cu tot. Este mai sensibil la auz, se pare. Să ajung în direcția aia. Stai așa că a auzit ceva? Shit. M-a văzut? M-a văzut! Fuck, fugi, fugi, fugi! Nu, 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 bine, cum scap de aici? Nu mai scap, am venit pula. Sunt mort, așa e că-s mort. M-a văzut că am intrat aici, așa e? Sau nu vede? A, ia. Ok. A, drujba. Fuck, mă, taie ăsta aici, mă face. Mă peliază el manual, tată. Nu, glumă. Hai, prietene, poți scapi. Se oprește drujba uneori, am văzut. Nu mai mă tăia, lasă-mă în pace! Ok,
Okay, am luat ceva de acolo. Doar să-i distrag atenția sau ceva. Du-te, dracu! Am dat-o pe-n draci. Înțelegi acum care-i treaba, amice? Mă alergă de lent, de la grăsime, mai slăbește, du-te, dracu! Sunt sătul de porci. Da, mă, ce dracu, nu merge? Deschide! A, gata, merge. Așa, bun. Am scăpat de el, oare? Acum mă caută, dar m-am scăpat de el. Ok, ușile se închid singure, strească ușile. Nu mă caută. Oh, căcat! Ok. Dar păi cum, dracu, să nu mă alerge un grăsan cu drujba? Iisuse Hristos, Doamne ferește! Hai, hai că poți, hai că poți, târăște-te! Târăște liftul! Liftul este mântuirea! Știm din Layers of Fear, du-te lift! Ala-i dat, așa, strică-ți drujba, dă-te, dracu, să dai! Așa, dacă nu cumperi de alea știl, ai ideea chinezărie, dă-te în pulă de aici, mă, așa. Hui-ai-ai-ai. Mamă! Superb până acum! Atmosfera jocului e senzațională, îmi place! Okay, mai scuip și sânge, mă? Ce dracu-i acolo? Țigări? Mai vrei să fumezi acum? Te-a găsit fumatul al dracu, mă, sau ce? Poate, dar poate nu erau țigări, stai așa că ajunge undeva mai sus. The Evil Within! O, dar am avut ceva... de-alea cu directorii, cu chestii, cu... cine a scris, cine a făcut, cine nu știu ce. Bun, și acum continuăm povestea, ia să vedem. Hai, detectivule, a, mergi normal acum, și-a vindecat piciorul, mă, deja. O, aici au murit polițiștii ăia, trei. Stai că mi se deschide ușa. Aaaa, zgomotele, na, de ce, zgomotele, fugi. Acum poate să fie bine. Dar și se dărâmă. Totul se dărâmă aici. O, stai, nu, trebuie să ies afară, cred. Na, trebuie să ies. Trebuie să ies acolo pe aici, ies. Iată, pe aici am intrat mai devreme. Damn, man. Și, prietene, ce se întâmplă? De ce cade clăd? Ok, ambulanța. Cine dracu conduce? Sunt partenerii mei, oare? Cine este? Asta este șoferul cumva? De nu mai știu. Nu cred. Ok, toți sunt dispăruți aici. Mamă, de... tipul ăla? Lugă de înseasă scrit? E de vină? Ce dracu, mă, sfârșitul lumii, mă, știu. Uite-l, uite-l! De ce l-a aducit, cred că toate astea, mă? Clădirile sunt distruse. Șoseaua cade. Cine dracu e ăla? Și de ce e așa palid? Hey, where's Joseph? Man, I'm sorry, but you never came out. I waited, but... Please, settle down. Este doctorul și este un pacient, cred. Leslie. Ok, a mai rămas asta, dar tipul ăla nu mai e. S-a dus săracul, probabil. Nu mai spune direct, știi că e filmul 2012, oameni, cum să vedea, că sfârșitul lumii, apocalipsa! Fugi de acolo, prieteni! Păi de pula mea! Direct clădire! În bala din spate! Haide, haide, ambulanță! Mamă, ce bine conduce ăsta! Bravo, tată, se vede! Se vede că ești bun! Mare șofer! E ca de un macara, cred. Exact. Pariu că o să trecem așa la limită pe lângă. Vai! Superb până acum. Eu încă vreau să știu care dracu porcul ăla și dar sper să nu mai văd vreodată, jur. Nu mai vreau să-l văd în viața mea. Asta e dintr-o clădire. Stai, du-te, nu cred că se mișcă. Bă, ăsta tăia pământul în două, ce dracu. Păi vedeți că se mișcă. Mamă, bă. Japonezii sunt cei mai tari, pentru că japonezii au lucrat în mare parte la jocul ăsta. Sunt mai dracu de tari când vine vorba de povești și de chestii din astea, se lase cu gura căscată. Nu știu, a jucat vreodată Metal Gear Solid? Eu, acolo chiar e o balenă în pula mea care... o balenă, dacă nu înșel, în flăcări. Care zboară. Îi, de... dă! Din păcate nu pot face jocul ăla pe YouTube pentru că cei de la Konami dau copyright strike-ul pentru el. Everyone must be dead. Japonezi geniali.
Da, toți au mirlit-o. Dar cine e asta, mă? Just a few bumps, we're fine. Un punct important tipul ăsta, Leslie. We will be once we're far away. E alb în cap, ăsta-i Kaneki, mă? Nu, bă, nu, 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 uite-l! Fine. Sau nu? Fine. Ok, tipul ăla, cu glugă. Ok, da, ăsta cred că are ceva de a face cu chestiile astea. Are un rol de jucat, probabil, în jocul ăsta. Ce morți asta? Bă, ce? Se zombifică, ce dracu, Paul? Bă, ăsta vede viitorul? E posibil, stai așa, ca accident. O, Doamne, ce joc extraordinar. Da, și capitolul 1 clear. Am făcut capitolul 1, oameni buni. Salvăm. Cum dracu să nu salvăm? Oameni buni, extraordinar. Data viitoare continuăm cu capitolul 2. Eu sper că v-a plăcut și sper că, bine, dacă vreți să fie serie, eu sincer aș vrea să fac serie, să-mi spuneți voi în comentarii, să vedem cum prinde. E genial, e foarte, foarte tare. Sper că v-a plăcut, cum am mai spus. Dacă da, nu uitați să lăsați un like. Eu am fost Quick, să aveți o zi grozavă, ciao les.